Bună, sunt Diana Culescu și te aștept cu drag la cursul de design pentru grădini de la The Let's Go. Mi se pare că sunt foarte interesați de tot ce se întâmplă în jur, ceea ce este foarte bine, că de fapt asta urmăresc, să-i fac să observe, pentru că observând ce e în jurul lor, de fapt poate să-și facă treaba mai bine. Acum sunt din ce în ce mai mult și în sală, de când cu pandemia erau mai mult online. Vin la toate celelalte activități pe care le mai propun extracurricular. De exemplu, în primăvară este un eveniment la USVM București, Zilele Horticulturii, și profit de acest eveniment, în primul rând, să vadă ce înseamnă un astfel de târg de primăvară și, în al doilea rând, să le arăt campusul USMV, care este plin de exemple de ce poți să faci cu plantele. Cred că una dintre cele mai importante activități este vizita de teren la grădina Monato, împreună cu Alex Gheorghe. Și pentru acea vizită, pe care de regulă o fac cu grupa pe care o am în acel moment, de fapt invit și pe cei care i-am avut în celelalte grupe și vin în general destul de mult și din celelalte grupe să revedem împreună cum arată grădina, să vedem cum a mai evoluat grădina făcută de Alex Gheorghe. Important la această grădină e că arată bine în orice anotimp și asta e un motiv de amuzament pentru mine, faptul că, de exemplu, am avut grupe care se derulau în perioada de iarnă și le-am povestit că o să mergem la această grădină, era destul de frig afară și ei spuneau, da, sigur mergem acolo, da, sigur o să stăm acolo. Și de regulă vara stăm 3 ore la acea grădină și iarna am stat 4 ore. Arăta atât de bine și aveau atât de multe întrebări despre ce se întâmpla acolo, încât au preferat să rămână pe loc chiar dacă era mai frig afară. Eu, atunci când am acceptat să fac cursul la The Let's Go, asta mi-a pus problema. Care sunt oamenii care vin la un astfel de curs? Și cumva aveam impresia că vin cei care profesează în domeniu, dar aici am descoperit de fapt că numărul celor care profesează în domeniu și vor să își dezvolte cunoștințele e mult mai mic față de numărul celor care au deja o grădină și vor să înțeleagă mai bine ce să facă cu ea. La curs am văzut că mai vin persoane care lucrează în alte domenii, de exemplu arhitecți, care vor să înțeleagă ce trebuie făcut la exterior și nu neapărat ca să facă ei la exterior, ci ca să înțeleagă tot așa ce pot să-i ceară peisagistului cu care lucrează, ceea ce mi s-a părut foarte interesant și nu m-aș fi gândit la început că genul acesta de persoane vin. Vin persoane care vor să-și să schimbe cariera, cumva, să facă o schimbare, pentru că din cauza pandemiei, nu știu, anumite joburi dispar. Și atunci, de fapt, sunt oameni care sunt în căutarea de a face ceva, de a face altceva și cei mai mulți pornesc de la faptul am o pasiune pentru plante, ce aș putea să fac cu ea. Învață în primul rând cum funcționează natura, că până la a învăța cum funcționează plantele, mi se pare mai important să înveți cum funcționează apa, de exemplu. Că apa poate să te ajute, dar poate să și strice grădina. Și discutăm despre apă, despre sol, despre materialele pe care le folosim în grădină, discutăm despre toate elementele care pot fi puse într-o grădină, adică plantele sunt o parte. Discutăm despre cât de complexă e această paletă de plante, că nu avem doar arbori și arbuști, mai avem multe alte tipuri de plante pe care le punem. Discutăm și puțin de partea de istoria grădinilor și de fapt de ce înseamnă grădina istorică, ce căutau oamenii de la grădini. Discutăm foarte mult despre cum funcționăm noi atunci când suntem la exterior. Discutăm despre, nu știu, dacă să ne punem în curte sau nu piscină sau dacă să acceptăm sau nu atunci când un client ne cere anumite lucruri să le punem. Discutăm despre ce înseamnă de fapt să faci o ofertă în acest domeniu, pentru că până la urmă cei mai mulți fac un curs de genul acesta și ca să
poate să aibă o sursă de venit. Și atunci e important să știi cum pornești, cât vrei pe un proiect până la urmă. Finalitatea cursului este faptul că generezi un proiect pentru un spațiu, fie un spațiu pe care îl cunoști tu, grădina ta sau grădina unor prieteni, fie dacă nu îi ajut eu să găsească un spațiu pe care să-l gândească din perspectiva amenajării. Și cu acest proiect pot da un examen în urma căruia obțin o diplomă care atestă faptul că au cunoștințele necesare pentru partea de design pentru grădini. Pentru cursul de avansați, finalitatea cursului este de fapt faptul că lucrăm la mai multe proiecte cu mai multe situații. Mie îmi place să schimb lumea. Cred că asta ne place multora dintre noi. Și când zic să schimb lumea, pe de o parte este vorba de a o schimba fizic, adică prin amenajările pe care le gândesc, dar și prin a schimba oamenii, de fapt, prin a-i face să înțeleagă anumite lucruri, pentru că, așa cum zice Gilles Clément, unul dintre specialiștii pe care îi urmăresc eu, el spune că noi suntem toți grădinari planetari și chiar dacă facem sau nu facem ceva, influențăm planeta. Și atunci îi ajut pe oameni să înțeleagă care este rolul lor ca grădinari planetari. Satisfacția mea la curs e momentul în care oamenii au un aha moment, pentru că înțeleg diverse lucruri, înțeleg de ce toată viața lor au văzut nu știu ce chestie și acum au și explicația și pun tot într-un context și încep să vadă lucrurile așa cum le văd și eu. Asta este un lucru care mie îmi place foarte tare.